Poliția locală Arad atenționează arădenii deținători de câini sau de alte animale de companie că se vor aplica amenzi cu valoare cuprinsă între 500 și 2000 de lei în cazul în care aceștia vor merge în locurile în care accesul animalelor este interzis. Potrivit portalului specialarad.ro, amenziile se vor aplica și în cazul în care proprietarii nu vor avea asupra lor o pungă de hârtie pentru a ridica dejecțiile solide ale animalului și un recipient cu apă cu care vor fi nevoiți să curețe urmele dejecțiilor lăsate de animal.